Salutare! Eu sunt Daniel și vă vorbesc despre lume. În episodul de astăzi vă voi vorbi despre Ion Iliescu. Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930 în Oltenița. Alexandru, tatălui Ion Iliescu, s-a născut în Oltenița și a fost un comunist ilegalist. Datorită faptului că Alexandru Iliescu îl idolatriza pe liderul comunist Vladimir Ilici Lenin, el și-a botezat copilul după numele idolului său, Ion Ilici Iliescu. După absolvirea liceului Spiru Haret din București în 1949, Ion Iliescu a studiat mecanica fluidelor la Institutul Politehnic București, iar apoi cu ajutorul sprijinul Anei Paucăr la Institutul Energetic din Universitatea din Moscova. În timpul șederii sale la Moscova a fost secretar al Asociației Studenților Români. Se credea că îl cunoștea pe Mihail Gorbaciov, cu toate că atât Ion Iliescu cât și Gorbaciov au negat în repetate rânduri acest lucru. Iliescu este căsătorit din 1951 cu Nina Iliescu, dar nu au avut niciun copil, pentru că soția sa a avut 3 pierderi de sarcină. Iliescu a intrat în Uniunea Tineretului Comunist în 1944 și în Partidul Comunist Român în 1953, unde a avansat în carieră devenind secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din 1956 și membru al Comitetului Central al PCR. La 19 august 1956 a fost ales președinte al Comitetului de Organizare a Asociațiilor Studențești, apoi al Consiliului în martie 1957. Ulterior a devenit șef de secție la Comitetul Central al PCR în 1965, prim secretar al Comitetului Central al UTC. La un moment dat a ocupat funcția de șef al Departamentului de Propagandă al Comitetului Central al PCR. A servit mai târziu ca ministru pentru problemele legate de tineret între 1967 și 1971. Cu toate acestea, în 1971, Ceaușescu se simțea amenințat de Iliescu. Acesta era văzut ca moștenitorul Ceaușescu și a fost marginalizat de către Ceaușescu și îndepărtat din toate funcțiile politice majore, fiindu-i atribuită funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș între 1971 și 1974, după care a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Iași între 1974-1979. În 1984 a fost exclus din PCR și până în decembrie 1989 a fost director la Editura Tehnică. În timpul Revoluției din decembrie 1989, Iliescu și o parte a dizidenților politici au constituit Frontul Salvării Naționale, care a preluat puterea cu sprijinul forțelor armate conduse de generalul Stănculescu. Iliescu a fost recunoscut ca lider al FSN și, prin urmare, al autorității provizorii a statului până la alegerile din 1992. Calitatea de lider provizoriu a statului a fost recunoscută și de Consiliul Frontului Salvării Naționale, care s-a constituit ulterior din membrii FSN și a partidelor noi create. Un document descoperit în arhiva Ministerului de Afaceri Externe polonez confirmă că la 23 decembrie 1989, Ion Iliescu și Silviu Brucan au rugat Moscova, prin intermediul ambasadei, să trimită un ajutor militar pentru că singuri nu se pot descurca, potrivit formulării din document. Răspunsul URSS a fost că sunt gata să trimită orice fel de ajutor, cu excepția intervenției trupelor, se precizează în document. Solicitarea de către Iliescu a intervenției militare rusești este confirmată de mărturile unor personaje cheie ale Revoluției Române. Este vorba de cele ale lui Dumitru Mazilu, fost prim vicepreședinte al Consiliului FSN, ale generalului Ion Hortopan, fost comandant al infanteriei și tancurilor, decedat în 2000, ale viceamiralului în rezervă Ștefan Dinu, care în decembrie 1989 era șef al Direcției de Informații a Armatei, DIA, și ale lui Ștefan Gușă, șef al Marelui Stat Major General în decembrie 1989, care s-a opus fățiș și vehement aceste inițiative. Conform declarațiilor lui Hortopan, în fața Comisiei Senatoriale pentru Cercetarea Evenimentelor din decembrie 1989, acesta a fost de față când Iliescu a dat acel telefon. Iliescu a propus o democrație originală cu alegeri la care puteau participa mai multe partide. Iliescu a susținut mai degrabă adoptarea la scară largă a reformelor în stil perestroica decât eliminarea completă a instituțiilor existente. A avut o legătură puternică cu puterea de la Moscova, care a fost dovedită de primirea călduroasă a noului regim de către conducerea URSS, precum și faptul că primul acord internațional post-revoluționar a fost semnat cu URSS. După Revoluție, Iliescu a fost membru fondator al Frontului Salvării Naționale, FSN, urmând transformările sale în FDSN, Frontul Democrat al Salvării Naționale, apoi în Partidul Democrației Sociale din România, PDSR, și în final în Partidul Social Democrat, PSD.
Prin decretul lege numărul 3 din 4 ianuarie 1990, când încă nu fusese ales președinte, Ion Iliescu a amnistiat toate infracțiunile săvârșite care se încadrau la mai puțin de 3 ani pedeapsă. Astfel au scăpat de pușcărie toți cei care au bătut revoluționarii arestați. Consiliului Frontului Salvării Naționale s-a prezentat poporului ca organizator al primelor alegeri libere, după care urma să se autodizolve. Odată cu dizolvarea acesteia, mare parte din membrii au format FSN, care s-a candidat în primele alegeri și l-a câștigat cu 70% din voturi. Ca membru fondator, Iliescu a rămas în FSN, organizația trecând prin câteva scindări politice care au dus la formarea FDSN-ului, Aripa Iliescu, ulterior schimbându-și denumirea prin diferite fuziuni în Partidul Democrației Sociale din România, PDSR, apoi Partidul Social Democrat, PSD. Sub presiunea evenimentelor care au condus la mineriade, atitudinea lui politică a virat cu timpul de la un susținător al perestroică la socialdemocrație, aliindu-se spectrului politic occidental de stânga. România, și în special aripa naționalistă, a fost dur criticată pentru faptul că, în comparație cu celelalte state din blocul comunist, a avut tendința de a reține elementele de bază comuniste diferit, uneori exprimate cu trăsături scandaloase. Unul dintre sloganele susținătorilor lui Iliescu de la începutul anului 1990 a fost „Nu ne vindem țara”. La sfârșitul anului 1989, Frontul Salvării Naționale a preluat puterea și a constituit un guvern provizoriu în frunte cu Petre Roman și l-a numit pe Ion Iliescu președinte interimar al României, ei urmând să preia autoritatea executivă până la următoarele alegeri. În ianuarie 1990, FSN, inițial la nivel declarativ, organizat ca organism provizoriu al exercitării puterii, a hotărât să se transforme în partid politic. Întrucât acesta era format în principal din al doilea eșalon al fostului PCR, au izbucnit proteste anti-FSN aprobate de partidele politice de opoziție, Partidul Național Liberal, PNL, și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, PNCCD. În replică, Iliescu a lansat o chemare către clasele muncitoare să sprijine FSN împotriva forțelor fasciste care încearcă să destabilizeze țara. Acest îndemn a dus la declanșarea primei mineriade atunci când minerii din Valea Jiului, conduși de Miron Cosma, au sosit în București și au reprimat demonstrațiile opoziției democratice. Cu toate acestea, liderii FSN au acceptat să împartă puterea cu partidele de opoziție până la alegeri. Astfel, la 13 februarie 1990, Iliescu este ales președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, un organism creat pentru a prelua puterile prezidențiale în stat și în care au fost incluși reprezentanții ai tuturor partidelor politice apărute de după Revoluție, dar în care FSN rămânea însă majoritar, preluând de facto interimatul la președinția României. La alegerile prezidențiale din 20 mai 1990, primele alegeri de după înlăturarea de la puterea PCR și singurele de până acum cu un singur tur de scrutin, este ales președinte al României pe durata unui mandat de 2 ani. După instalarea în funcție și victoria FSN în alegerile legislative, l-a numit prim-ministru pe Petre Roman, la început considerat un acolit politic al noului președinte. În urma unor conflicte între grupările formate în interiorul partidului, autoritățile au făcut apel la mineri pentru a veni în București să intimideze protestatarii anticomuniști și să protesteze împotriva guvernului. Aceste evenimente au degenerat în ceea ce s-a numit mineriada din septembrie 1991. În urma acesteia, Petre Roman a demisionat din funcția de prim-ministru. În 1991 este formulată și adoptată prin referendum noua Constituție. În 1992, în urma primelor alegeri prezidențiale desfășurate în prevederile constituționale, Ion Iliescu a câștigat alegerile cu 61% din voturile exprimate în al doilea tur. Potrivit unor analiști politici români, cum ar fi Daniel Barbu sau Dan Pavel, alegerea sa s-a bazat aproape exclusiv pe voturile populației din zona rurală, a muncitorilor din clasa de jos care au fost manipulați și dezorientați de mass media controlată de stat. Televiziunea română a fost singurul post TV până în 1993. În timpul primului mandat constituțional al lui Iliescu, România s-a stabilizat și democratizat parțial, trecând lent de la economia dirijată spre o economie de piață. A reluat relațiile externe cu țările din Uniunea Europeană și NATO și s-au introdus reforme sociale și economice incipiente care au demonstrat o îndelungată perioadă de tranziție a țării spre democrație. Iliescu a beneficiat de sprijinul guvernului, dominat de Partidul Democrației Sociale din România, PDSR,
aflat într-o coaliție cu câteva grupări comuniste și naționaliste, PRM, PUNR, PSM, denumite de presă de opoziție Patrulaterul Roșu, pentru rezistența opusă oricăror reforme profunde. În 1996 candidează pentru un nou mandat din partea PDSR. În turul 1 s-a clasat pe primul loc, cu 47,34% din opțiunile de vot, fiind depășit în turul 2 de Emil Constantinescu, candidatul CDR, cu 8,82% de voturi diferență. La alegerile parlamentare din 1996, Iliescu a obținut un mandat de senator în circunscripția electorală București și a condus grupul parlamentar al PDSR din Senat în perioada 1996-2000. În alegerile din 2000 a candidat din nou și a câștigat în turul al doilea în fața ultranaționalistului Corneliu Vadim Tudor. Și a început al doilea mandat constituțional și al treilea de facto la 20 decembrie 2000 și l-a încheiat la 20 decembrie 2004, când Traian Băsescu a devenit președinte. A câștigat alegerile din 2000 în urma nemulțumirilor populației față de reformele economice dure din precedenții 4 ani duse de guvernarea de centru, precum și de instabilitatea politică și de luptele interne din coaliția de guvernare. Populația urbană, având de ales între Vadim Tudor și Iliescu, a preferat să se abțină sau să voteze cu Iliescu. Guvernul Năstase, venind la putere în acest mandat al lui Iliescu, a continuat o parte din șirul reformelor începute de guvernele anterioare, între 1996 și 2000. În timpul celor de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu, România a aderat la NATO și a finalizat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Una dintre acțiunile instituției prezidențiale în timpul celor de-al doilea mandat al lui Ion Iliescu a fost înființarea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. În urma unor incidente diplomatice cauzate de negaționismul Holocaustului practicat de figuri importante din conducerea țării. Comisia, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, a întocmit un raport privind Holocaustul în România, raport asumat și declarat document de stat de către Ion Iliescu. La alegerile parlamentare din 2004 obține un nou mandat de senator în circunscripția electorală București și revine în fruntea grupului parlamentar al PSD. La alegerile interne din PSD din 21 aprilie 2005, Iliescu a pierdut în fața lui Mircea Joană, dar a fost ales președinte de onoare al partidului în 2006, o poziție fără autoritate executivă, în cadrul formațiunii creată special pentru el. În 2009 a apărut într-o scenă a filmului Medalia de Onoare. În 2005 a fost începută o anchetă pentru a stabili rolul lui Ion Iliescu în mineriadele din 1990, în care minerii din Valea Jiului, sub conducerea lui Miron Cosma, au descins în București pentru a înăbuși manifestațiile antiguvernamentale. În replică, Iliescu a declarat că scopul anchetei este răzbunarea împotriva sa. Pe 13 octombrie 2008, biroul de presă al Ministerului Public a emis un comunicat de presă în care se arată că președintele Ion Iliescu nu va fi urmărit penal în dosarul mineriadei din 1990. Procurorii au hotărât că nu sunt suficiente și concludente probe pentru ca Iliescu să fie pus sub urmărire penală. În iunie 2009, Ion Iliescu a fost scos de sub urmărire penală în dosarul mineriada 13-15 iunie 1990, în care era acuzat de genocid, complicitate la tortură, propagandă pentru război, tratamente neomenoase, distrugere, favorizarea infractorului și complicitate la rele tratamente. În octombrie 2015, presa a anunțat că a fost pus sub urmărire penală în același dosar pentru infracțiuni contra umanității. Atât din partea mea, vă mulțumesc!